Și versetul 10 să-l citim cu inima și apoi cu buzele noastre, cu gurile noastre. Pagina 1014, Evanghelia după Luca, capitolul 19, versetul 10. Cu multă atenție, pentru că după ce îl termin de citit, îl citim cu toți în cor, ok? Așa că vă rog să fiți foarte atenți. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și acum în cor. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Veniți să vă ocupați locurile. Avem un Dumnezeu puternic. Avem un Dumnezeu mare. Cine ar fi crezut acum 20 de ani că la Expo Transilvania, în iunie, în 30 iunie 2014, vor fi adunați oamenii lui Dumnezeu, numai ca să înalțe pe Dumnezeu? Cine? Aproape nimeni. Însă Dumnezeu știa lucrul acesta și de aceea a învârtit istoria în așa manieră încât a găsit cu cale să ne adune pe toți în locul acesta. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Și asta s-a întâmplat pentru că într-o zi, nici măcar nu știu câte minute avea ziua aceea, nici măcar nu știu în ce parte a zilei, cerul a fost în lacrimi. Și când cerul plângea, locul cel mai incompatibil pentru lacrimi, apostolul Ioan zice: m-am uitat în stânga și vedeam un bătrân din cei 24 care plânge. M-am uitat în față și un altul plângea. Mă uitam și în dreapta și vedeam un alt bătrân care plânge. El care trebuia să fie zâmbind în prezența scaunului de domnie al lui Dumnezeu Tatăl. Erau lacrimi în cer. Pentru că s-a pus o întrebare care marca universul, iadul, adâncul, pământul și cerul. Și întrebarea era următoarea: cine va fi capabil și competent în același timp să meargă în fața scaunului de domnie a lui Dumnezeu Tatăl, să ia din mână acea carte pecetuită cu peceți, nu peceți umane pe care să le zdruncine DNA sau altcineva din lumea aceasta, ci peceți divine? Nimeni nu putea să meargă. Și a zis Ioan, uitându-mă în toate punctele cardinale, inclusiv în spate, a trebuit să las ca ochii mei să verse lacrimi și am plâns. Dar unul din cei 24 de bătrâni a venit și a zis: stop! Oprește-te, Ioan, nu mai plânge. Iată leul din seminția lui Iuda, sămânța lui David a biruit. El este vrednic să ia cartea din mâna celui îmbătrânit de zile, să-i rupă pecețile, să se uite în ea, pentru că el a biruit. Amin? Slăvit să fie numele Lui! Suntem în seara aceasta în cortul de la Expo Transilvania și putem să proclamăm Domnul nostru, pe Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că El este leul cu față de miel. Părea junghiat când s-a uitat Ioan și a zis, parcă era junghiat pe toate părțile, pentru că El s-a dăruit pentru fiecare dintre noi. Amin? Slăvit să fie numele Domnului! El a decis să vină. Când cerul era întrebător, El a făcut un semn și a zis, da, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și a venit. Amin? Slăvit să fie numele Lui! Pentru că Fiul omului a venit. Și mesajul pe care mi l-a dat Domnul se intitulează: știai că Domnul Iisus a venit chiar pentru tine? Știai în această seară că Marele Rege a lăsat cerul întreg cu un scop bine determinat? N-a venit pentru elita Clujului, n-a venit pentru edilii Clujului, n-a venit pentru oamenii aceștia care sunt suspuși sau mai bine zis mediocri, a venit pentru fiecare dintre noi. Cu un pasaj mai înainte de a-l întâlni pe Zacheu, ne spune Biblia că s-a oprit lângă un om care era în șanț, un orb, un cerșetor, fără valoare, fără bani în cont, fără mașini care să le conducă. Cum să conducă el când nu putea nici măcar să vadă ce se află un metru în fața lui? Dar când a strigat orbul: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Marele Rege a zis stop! Să se oprească toată convoiul acesta! Să se oprească! Am timp pentru cineva. Pentru cine? Pentru Bartimeu căzut în șanț? Da. Dar Doamne Iisuse, Tu n-ai venit pentru oamenii care sunt ca și Zacheu? Tu n-ai venit pentru vameșii care sunt influenți, care sunt la puntele de discordie? Nu. Doamne, Tu pentru cine ai venit? Și Iisus zice, am venit chiar pentru tine. Am venit pentru tine. Am venit pentru tine.
A venit pentru tine. A venit pentru tine. A venit pentru tine. Slăvit să fie numele Lui. Un rege care a răsat cerul întreg și a coborât pe planeta Terra. A coborât pentru niște oameni ca noi, care n-aveam valoare. Eram ca o fărâmă de bucată de pământ. Eram ca o furnică în fața cerului. Însă marele rege a zis, uitându-se, și a dat zoom pe imaginea vieții noastre, fiind în mocirlă și în groapă. Și el a zis, da, mă voi coborâ pentru Caleb, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască. Știți pe cine? Pe oamenii găsiți, pe oamenii care se cred importanți, pe oamenii care sunt ridicați la ranguri. Nu, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască numai ce era pierdut. Slăvit să fie numele Lui în această seară. Te simți pierdut? Te simți pierdut pe cărările tale? Te simți pierdut în gândurile tale? Te simți pierdut în tot ce ai trăit până acum? Dacă te simți așa, ascultă-mă, Marele Rege, Domnul Iisus Hristos a venit chiar pentru tine. Dacă te simți pierdut în această seară, mesajul ți se potrivește, mesajul mi se potrivește. Știai că Domnul Iisus Hristos a venit chiar pentru tine? În primul rând a venit să te caute. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, pentru că Fiul omului a venit să caute. Imaginea acelui păstor care își dă seama că din 100 de oi, una lipsește, una singură. Și el zice, las 99 de oi pe islaz și am un singur gând, vreau neapărat să găsesc oaia pierdută. Nu aia care se simte bine, nu aia care știe să mănânce, nu aia care n-are niciun scai pe blana ei. Nu, eu caut oaia pierdută. Știți până când o caută? Până când o găsește, amin? Să vii să fie numele Lui. Cât te-a căutat Marele Rege pe tine? Cât m-a căutat Marele Rege pe mine? Știți când ne-a căutat pe fiecare dintre noi care l-am găsit și care ne-a găsit, mai bine zis? Până când El ne-a găsit. Amin? Când o găsește, ne spune Biblia, nu-i face poză să-i spună, să-i amintească mai apoi, vezi de unde te-am luat, să-i arate obrazul. Nu, Biblia spune, o ia și o pune pe umăr. Să o vadă toți cei din jur, pentru că El, Marele Păstor, știe să restaureze. Amin? Slăvit să fie numele Lui! El te caută în această seară, te-a căutat azi dimineață când ți-a dat soare, te-a căutat atunci când aproape să intri într-o mașină care a mers pe roșu, timp în care tu mergeai pe verde, pe trecere de pietoni și s-a oprit la un milimetru de piciorul tău drept. El a vrut să-ți spună, te-am căutat, așa de mult te-am iubit încât nu abesul l-am pus în funcțiune și am trimis un înger din cer pentru tine. Amin? Slăvit să fie numele Lui! El te caută în această seară. El te cunoaște pe nume, El știe vârsta pe care o ai, El știe locul în care stai și mai bine zis știe și dacă ai un loc în care să stai sau ești în căutarea unei locuințe, El te caută. Amin? Slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând, știai că Domnul Iisus Hristos n-a venit doar să te caute. Nu, El nu te caută doar ca și atunci când Dumnezeu Tatăl s-a uitat în grădina Edenului și parcă și-a pus mâinile la gură și a zis, unde ești, Adame? Unde ești? În fiecare dimineață până azi te vedeam, te simțeam, lăsam ca răcoarea zilei să fie o prezență a pașilor mei, a gândurilor mele, a inimii mele, spunea Dumnezeu. Dar acum unde ești? L-a căutat Dumnezeu pe Adam și Adam zice, Doamne, m-am ascuns. Am simțit așa de gol și mi-am căutat niște frunze. Am crezut că pot să adopt o soluție care să fie optimă pentru starea în care mă aflu. Am căutat ce am găsit eu și totuși mă simt așa de pierdut. Zice, Doamne, am mâncat, soția mea mi-a dat, am ascultat de Satan și am ajuns să fiu, știți cum? Gol. Mi-e rușine de goliciunea mea, spunea Adam, dar, Doamne, în loc să spună eu sunt de vină, el zice, femeia pe care mi-ai dat-o tu, te caută regele în această seară și în al doilea rând, el te cheamă. Ne spune cuvântul Domnului Matei, capitolul 9, versetul 9, de acolo Iisus a mers mai departe. Un rege care nu s-a oprit pe țărmul Galilei, un rege care nu s-a oprit la câțiva ucenici importanți, un rege care a mers mai departe și nu s-a oprit nici măcar la un vameș numit Zacheu, aruncat în dudul vieții lui la înălțime, să-l vadă pe Hristos de sus în jos, timp în care trebuia să se coboare. Să-l vadă de jos în sus și apoi să-i vadă măreția și gloria slavei sale. Și așa a făcut până la urmă. Dar ne spune Biblia de acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut. A văzut pe un om
numit, știți cum? Numit Matei. Așa de mult îmi place versetul ăsta. Iisus n-a apucat să schimbe CV-ul cu Matei. N-a apucat să strângă mâna unul celuilalt și să spună: eu mă numesc Nazareneanul, Galileanul, eu sunt numitul Iisus, Hristos din Nazaret. N-a apucat. Și nici Matei n-a apucat să zică nimic. Dar Iisus, când a mers mai departe, l-a văzut. Și când l-a văzut în primul rând înaintea lui, știți cine era Matei? Matei era cel mult un om. Un om, dar i-a cunoscut numele, a știut profesia pe care o are, a știut șezând la vamă, i-a zis: vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. O singură chemare, o chemare de trei cuvinte, dar o chemare a lui Iisus Hristos care îți spune în această zi: vino după mine. Nu te chem în această seară la Biserica Pentecostală, nu te chem nici măcar la Biserica Betania în această seară, te chem la Marele Rege Iisus Hristos. El îți spune cu dreptele, cu amândouă mâinile întinse, și spune: omule bun, așa de mult vreau să-ți dau un viitor strălucit, așa de mult am un gând binecuvântat pentru viața ta, vreau să-ți dau un viitor și o speranță, o nădejde. Tu nu mai ai speranță, tu nu mai ai nădejde, tu spui că doar lopata și pământul mai sunt șansele tale. Însă regele spune: nu, există o șansă pentru tine, și anume, tu trebuie să ai aripi spre cer, tu trebuie să zbori împreună cu cei care vor merge spre împărăția lui Dumnezeu. Răpirea pentru tine trebuie să fie o realitate, amin? Slăvit să fie numele lui Iisus Hristos. El te caută, dar te cheamă. Au intrat în casă. Ne spune Biblia că după ce Matei a mers după Iisus și după coloana ucenicilor, mergea Iisus Hristos. A mers probabil prima la dreapta, a mers înainte, apoi a luat-o prima la stânga și, șocant, în tot acest timp, Domnul Iisus Hristos mergea înainte. După Iisus mergea Levi, numit de Marcu și de Luca, și Matei, numit de Evanghelia care îi poartă numele. Și dintr-o dată Matei își dă seama: Iisus Hristos merge pe strada mea. Apoi, casă după casă se scurg și realizează Matei: Iisus Hristos este în dreptul casei vecinului meu. Oare ce va face Iisus Hristos? În acest timp, Iisus Hristos este în față. Ucenicii și Matei inclusiv sunt după el. Se apropie Iisus și dintr-o dată se oprește. Stop! Unde credeți că s-a oprit? Unde? Exact în dreptul casei lui Matei. Putea să deschidă ușa nu cu piciorul, ci doar printr-o clipire, pentru că el era tot puternic, amin? Slăvit să fie numele lui. Dar cred că el i-a făcut semn lui Matei. Și înainte să-i facă semn, Matei a luat cheia, i-a deschis poarta casei. Și primul care a intrat în casa lui Matei, știți cine a fost? A fost Iisus Hristos. A mers pe coloarul din curtea casei și dintr-o dată s-a oprit. S-a oprit în fața casei. Probabil și ușa aceea din casă era închisă. Din nou Matei deschide. Nu știu cu ce sistem era atunci la modă, dar știu că Matei deschide. Pentru că în această seară Iisus Hristos nu te forțează. Iisus Hristos lasă decizia să fie la nivelul minții tale, la nivelul inimii tale. Faci ce vrei în seara asta. Vei putea să pleci din seara aceasta și să spui: a fost o seară delicată, a fost o seară diferită de celelalte pe care le-am întâlnit până acum. Am întâlnit oameni speciali, am auzit un cor care cântă excelent sau numește-l cum vrei, am auzit o fanfară care cântă la fel de frumos, splendid, am auzit niște oameni care au știut să se organizeze, să fie prezenți la Expo Transilvania. Și poate poți să spui în seara asta: ce am auzit la Expo Transilvania în această seară, n-am auzit niciodată până acum. Și poate e posibil să fie lucrul acesta. Dar ascultă-mă, ce trebuie să faci în această zi este să pleci împreună cu Iisus Hristos. Din locul acesta n-ai voie să pleci singur. Știi că te așteaptă facturile, știi că te așteaptă un soț nervos, știi că te așteaptă o soție care este tormentată de cele mai multe ori din timpul vieții tale, știi că te așteaptă un copil care consumă alcool și droguri, știi că te așteaptă o fiică care trăiește în adulter. Tu știi bine ce se află în casa ta. Trebuie să mergi, dar nu mai trebuie să mergi singur. Din această seară trebuie să mergi cu Marele Rege, cu Iisus Hristos, amin? Slăvit să fie numele Lui. Iisus intră în casa lui Matei și dintr-o dată, probabil, intră și deschide, știți ce? Frigiderul. Dar înainte de asta, Matei merge în beci și caută toate butoaiele cu vin. Le ia cu greu, caută vecinii și spune: omule bun, a intrat cineva în casă care este mai important decât vinul meu. De aceea ajută-mă să le iau din beciul meu și să le arunc. Nu le dau la nimeni, nici măcar la un doctor care s-ar putea să facă un favor. Nu, le arunc. Nu mai am nevoie de așa ceva.
Nu mai am nevoie nici de droguri, nu mai am nevoie nici de alcool, nu mai am nevoie nici de tutun, nu mai am nevoie nici de relații murdare, nu mai am nevoie nici de conturi pe Facebook care sunt împotriva moralității. Am nevoie doar de Iisus Hristos. Amin? Slăvit să fie numele Lui. Iisus Hristos intră în casă și la masă stau împreună. Au venit și vameșii, pentru că în prezența lui Iisus este loc pentru oricine. Au venit și cei care comentau, au comentat și ei și au zis, da, dacă ar fi cu adevărat profet, nu i-ar permite vameșului să stea cot la cot, să-l atingă, pentru că s-ar putea păcatele lui să se transfere, așa de slab gândeau ei. Dar ei nu știau că cine se atinge de Iisus, cine se atinge de Iisus, este dintr-o dată vindecat. Și păcatele lui prin credință și prin sângele lui sunt anihilate, amin? Slăvit să fie numele lui. Iisus a stat la masă cu ei și comentau unii și Iisus le-a zis, de ce aveți astfel de gânduri în inima voastră? De ce gândiți așa? De ce? Duceți-vă și învățați, spune versetul 13, duceți-vă ce vă învățați ce înseamnă milă voiesc, nu jerfe. Căci n-am venit să chem la pocăință. Pe cei? Spuneți cu voce tare. Neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Te simți în această seară păcătos? Simți că neprihănirea este doar un ideal, o utopie pentru viața ta? Vrei în această seară ca sângele lui Iisus Hristos să te ierte? Există o șansă. Este prezent aici Iisus Hristos, a spus deja, s-a spus prin îndemn, prin cântare, El este prezent în locul acest. Slăvit să fie numele Lui! El îți spune, păcatele tale care sunt multe pot să fie șterse cu buretele iertării a lui Iisus Hristos. Veniți la mine, spunea Iisus Hristos, se spunea prin Psalmul 95, și de vor fi păcatele voastre cum este cârmâzul, se vor face albe ca și zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lâna, pentru că există un detergent care nu este Ariel sau altceva de genul acesta, ci este sângele lui Iisus Hristos. Prezent în cortul de la Expo Transilvania, Iisus Hristos este prezent aici, aleluia! Slăvit să fie numele Lui! El este prezent aici să te ierte, să-ți spele păcatele, să-ți ia din mintea ta site-urile pornografice, să-ți ia din gândurile tale modurile acelea prin care minți, prin care furi, trăiești murdar în adulter. El este prezent în această seară să scrie în dreptul vieții tale iertare. Cartea din cer este deschisă în seara aceasta și cartea vieții vrea să scrie nume noi. Amin? Slăvit să fie numele lui Iisus Hristos. El este prezent aici în această seară și spune, te chem, te chem. Am venit să chem la pocăință. Ce înseamnă pocăință? Pocăință să fie oare o poreclă pentru oamenii care sunt înguși la minte? Pocăință să fie oare un sistem prin care îl blestem pe cineva că îi spui pocăitule? Ce este pocăința? Ce spune Biserica Catolică, Ortodoxă, Romanică-Catolică, Reformată, Greco-Catolică și nu le mai numesc pe celelalte? Ce spune preotul de la biserica la care mergi tu că ar fi pocăința? Ascultă-mă ce spune. El îți spune pocăință înseamnă să-ți recunoști prezentul și trecutul păcătos, să recunoști că tu ai păcate, să recunoști că ai gândit murdar, să recunoști că ai avut fapte murdare, să recunoști că ai avut atitudini murdare și după ce ai recunoscut pe toate acestea, să-ți dai seama că singur n-ai nicio șansă, să le regreți, să-ți pară rău, să-ți vină să-ți iei părul și să-ți îl smulgi din cap, așa de mult să-ți pară rău, ca și lui Petru, după sunetul unui cocoș, a unei cântări, a unui cocoș, să mergi într-un loc în care să nu te vadă nimeni. Pentru că de cele mai multe ori când plângem și când ne pocăim, n-avem nevoie de spectatori. Și să spui, Doamne, iartă-mi păcatul acesta. Doamne, iartă-mi gândul acela. Doamne, iartă-mă. După ce îți regreți, trebuie să renunți la păcat. Cine îți mărturisește fără de legile și se lasă. Numai cine se lasă de ele. E o tragedie să-ți mărturisești un păcat de Paștele următor sau de Crăciunul următor. Și apoi iar să mergi la preot, la spovedanie, cu același păcat. Să trăiești în păcat. Oare Dumnezeu să fie un Dumnezeu care să caute după noi întotdeauna? Oare Dumnezeu să fie un Dumnezeu care să caute după noi și să ne spună, o, puteți păcătui cât vreți voi? Nu, Dumnezeu spune, te iert, te eliberez. Dar trebuie să se afle în decizia minții tale și a inimii tale gândul acesta. Vreau să renunț la păcatele mele. Nu vei putea renunța singur. Dar pentru asta, într-o zi, pe dealul în formă de craniu uman, între doi tâlhari, cei mai păcătoși oameni ai vremii, s-a înfipt o cruce. Pentru că Marele Rege n-a venit doar să te caute. Nu. El n-a venit doar să te cheme la pocăință. El a venit să-ți dea ce a avut mai mult pentru tine.
ți-a dat zile lui și nopțile lui. De cele mai multe ori mergea în muntele măslinilor și plângea. Plângea pentru oamenii care naufragiau în disperare, în furtună, pentru ucenici. De cele mai multe ori noaptea nu a apucat să doarmă. A venit un călător, un cărturar și a zis: Fiul omului, te voi urma oriunde vei merge, nu contează că mergi la penitenciar, nu contează că mergi în locurile cele mai desconsiderate de societate, te voi urma oriunde vei merge. Și Iisus a uitat în ochii lui și a vrut să-i spună: serios? Tu vorbești serios? Tu chiar crezi ce spui? A vrut să-i spună Iisus, că vreau să spun ce trăiesc eu. Vulpile au vizuini, păsile cerului care sunt cel mai mult timp din viața lor în zbor, au cuiburi, au cele momente în care stau și se relaxează. Dar vreau să spun ceva, uite-te la mine, a zis Iisus. Fiul omului n-are un loc, nu două. N-are o cameră, nu două sau trei, cum avem noi. Fiul omului n-are un loc unde să-și odihnească capul. Adorme pe unde apucă. N-are o mașină personală, n-are un măgăruș pentru că trebuie să-l închirieze când intră glorios în Ierusalim. N-are oameni care să fie în jurul lui și îl laudă numai pentru interese și vor să-l pună de-a sila ca rege pentru că le place să trăiască de pe seama pâinilor lui înmulțite. Le place să trăiască pe seama faptului că el îi vinde, că el îi eliberează. El îi dă vedere celor orbi, el îi dă timpan și auz corect și coerent celor care sunt surzi și le spune: fii vindecat în numele meu, și la fracțiune de secundă ei sunt vindecați. Dar atunci când cei mai mulți resping, mulțimea pleacă și ea cu cei care strigă. Strignește-l. Și a zis Fiul omului: n-am venit doar să te caut, n-am venit doar să te chem la pocăință, ci am venit în ultimul rând, am venit să-mi dau viața. Matei 20, versetul 28. Pentru că Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea, citiți cu voce tare, viața. Avea o singură viață. Nu avea două vieți, pentru că nu există reîncarnare. Nu există nici purgatorul, chiar dacă unele sisteme religioase te mint. A venit să-și dea viața ca preț de răscumpărare. Pentru cine? Pentru mulți. De ce nu a zis pentru toți? Știți de ce? Pentru că deși a murit pentru toți, deși răscumpărarea este o realitate pentru orice om, pentru toți oamenii care încă mai respiră, nu toți acceptă iertarea. Nu toți acceptă această răscumpărare și de aceea nu a greșit când a spus ca preț de răscumpărare pentru mulți. Oare vei fi și tu în această seară, în acest cuvânt scurt, mulți? Timp în care se spunea în această seară, mulți merg spre iad. E cel mai ușor să mergi în iad. Ca să mergi în iad, n-ai nevoie să faci nimic. Poți să stai cu mâinile la spate, relaxat, poți să faci toate păcatele din lumea aceasta sau un singur păcat. Dacă te prinde momentul în care ți se oprește inima, atunci când ai un păcățel asupra vieții tale, spune Cartea Roman, capitolul 5, versetul 23, plata păcatului este moartea. Cuvântul Domnului nu spune acolo plata păcatelor mari sau a unui păcat mare, ci cuvântul Domnului spune plata păcatului este moartea. În această seară am venit aici să spun un cuvânt din Cartea Sfântă Biblia. Am venit aici și cred că am făcut puțin din ce trebuia să fac. Am venit să-ți prezint o carte numită Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Dar mai mult am vrut să-ți prezint un rege. Un rege care te-a căutat. Te caută în această seară. Oare nu simți că acum când îți vorbesc, prezența lui este la nivelul minții tale? Oare nu simți că acum când îți vorbesc, la inima ta se coboară un susur, lacrimile care sunt pe ochii tăi? Oare nu sunt dovada faptului că marele rege te caută? Ba da, el te caută, dar mai mult te cheamă. El îți spune: vino la mine, omule bun. Nu te chemăm la Papa Francisc I, nu te chemăm la Episcopul Daniel, nu te chemăm nici măcar la Paveriștii, pe președintele cultului penticostal, nu te chemăm la cineva din lumea aceasta. În această seară te chemăm la cineva din lumea cealaltă. Te chemăm la Iisus Hristos. Și vrem să spunem, chemarea aceasta înseamnă pocăință, înseamnă să-ți recunoști păcatul, înseamnă să regreți păcatul, înseamnă să renunți la el și să-ți dai seama că pe dealul acela, între două cruci, s-a înfipt o cruce. Vă întreb în această seară, credeți că a fost greu să fie prins Iisus Hristos? Da sau nu? Nu. Știți de ce a fost nevoie? A fost nevoie de un Iuda care să fie când cu Hristos, când cu punga lui și banii lui, să cocheteze între două lumi, lumea spirituală și lumea păcatului. A fost nevoie de un Pilat care la fel să se spele pe mâini, el să spună: n-am vrut, am vrut să le eliberez, am vrut să-l scap, de aceea l-am dat să fie bătut, să se producă milă în auditoriu, am vrut să le eliberez, dar n-am reușit, pentru că
Glasul mulțimii a biruit, glasul care striga, răstignește-l, răstignește-l. A fost nevoie de un bărbat de meserie tâmplar, care să meargă nu știu dacă departe sau aproape de cetatea Ierusalimului într-o pădure, să taie un lemn. Nu știu cât timp a lucrat pentru el, poate de dimineața până seara, s-a consumat numai ca să știe sigur că lemnul acela este șlefuit bine, probabil l-a lăcuit, l-a pus unul peste celălalt în formă de cruce. Și apoi a bătut un piron puternic la încrucișarea acelor două lemne. A fost nevoie de un Simon din Cirena, atunci când a căzut marele rege sub cruce, să fie obligat să ia el, care se întorcea de la câmp, care n-avea gândul acesta, să ia el crucea și să urce pe Via Dolorosa o parte din drum. Dar cel mai mult drum de pe Via Dolorosa, 3,5 km, l-a urcat Iisus. A fost nevoie de cineva care să pregătească o coroană de spini. Din spini, atât am avut să-i dăm regelui nostru, atât am avut să-i dăm Dumnezeului nostru, când El a venit pentru noi, să se crucifice pentru noi, să-și dea viața pentru noi. Și a fost nevoie de cineva care să-i înfigă cu unele spini pe cap și să împraște sângele din capul lui Eter. Apoi, a fost nevoie de niște soldați romani care să pregătească niște ciocane puternice, niște piroane lungi și groase, să-i prindă mâinile, să-i prindă picioarele. Și totul era așa de ușor, pentru că El a venit să ni se dea. Fiul omului a venit să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Nu l-au luat prin surprindere, El știa totul. Nu l-au prins oamenii pentru că au fost mai strategi decât El și pentru că cerul a pierdut în lupta aceasta și pentru că El a venit deliberat să-și dea viața pentru cei mai mulți. Vă rog să stați în picioare. Am rugămintea cu toții să stați cu ochii închiși în următoarele momente. Aș vrea să simți în această seară, este prezent aici Marele Rege, despre care am predicat atât cât am putut în această seară. Aș vrea ca în mintea ta să te rogi, să te gândești. Oare nu simți în această seară că Hristos te caută? Oare nu realizezi în această seară că există o mână nevăzută care trece dincolo de cortul acesta acoperit și se coboară la nivelul minții tale și îți spune, omule bun, te caut. Tu știi că nu mai poți singur, tu știi că nu mai ai nicio șansă cu doctorii, tu știi că nu mai ai nicio șansă cu terapeuții, tu știi că psihologii nu pot să te vindece, pentru că boala ta este nevindecată, de nevindecat. Dar eu, spune Hristos, te pot vindeca. Eu am venit să te caut, eu am venit să-ți fac semn cu ambele mâini și să spun, te chem, omule bun, te chem nu la un sistem religios, te chem nu la o biserică pe care vrei să o numești cumva, ci te chem la Marele Rege Iisus Hristos. Nu vezi în această seară pălmile lui care sunt prinse în cuie, nu vezi acele răni care se află în pălmile lui, pentru că și în cer încă este străpuns ca semn că El este Cel care a murit pentru noi. Oare nu-ți dai seama că în această seară El a murit pentru tine? Dacă vrei în această seară să-ți predai viața ta Domnului Iisus Hristos, timp în care toți vă rog să stați cu ochii închiși, nimeni nu se uită la nimeni, atunci te rog frumos să ridici mâna dreaptă sus, în semn că vrei să te predai lui Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să vă binecuvinteze, Domnule! Dumnezeu să vă binecuvinteze în această seară! Mă uit în partea dreapta mea, dacă este cineva, într-un mod special dintre cei care sunt nemântuiți, care n-au încheiat un legământ personal cu Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să vă atingă în seara aceasta! Mă uit în partea dreapta mea încă în această seară, mai sunt persoane care trebuie să se predea pentru gloria lui Iisus Hristos. Marele Rege este prezent aici în sală și El îți spune, te caut, omule bun, te-am căutat de dimineața și nu te-am lăsat să nu ajungi în seara aceasta, pentru că am vrut neapărat numele tău să fie scris în cartea eternă din cer. Mai întreb o singură dată dacă în partea dreapta mea este cineva care vrea să se predea lui Iisus Hristos. Este prezent aici Hristos în sală și vrea să-ți ia păcatele tale. Nu eu îți iau păcatele tale, nu pastorii, nu slujitorii, nu biserica penticostală. Iisus Hristos iartă păcatele tale. Există un sânge care curge prin tavanul acesta din cort și se coboară la nivelul gândului tău, la nivelul inimii tale, la nivelul vieții tale și te poate spăla, este singurul care te poate spăla. Mă uit în partea din fața mea, dacă este cineva care vrea să se predea lui Iisus Hristos în seara aceasta și facă un semn cu mâna dreaptă în această seară pentru gloria lui Iisus Hristos. Dacă este cineva din partea stângă care vrea să spună lui Hristos, da, Doamne, te iubesc. Vreau în această seară să fiu scris în cartea eternă din cer, Doamne. Vreau ca numele meu să fie în glorie a ta, Doamne Dumnezeule, și când se va deschide poarta dintr-o singură bucată, să mergem în cer împreună. Mai întreb o singură dată în seara aceasta, timp în care frații îi rog să se roage în dururile lor, pentru că se dă o luptă crâncenă pe viață și pe moarte. Este Satan cel prezent cu dururile lui în sală, este prezent în cort, dar Hristos biruie în seara aceasta.
Sângele lui Iisus Hristos are putere, aleluia! Numele lui Iisus Hristos este prezent aici, aleluia! Glorie în numele Său, aleluia! Dacă este cineva, ori de unde ar fi, care vrea să se predea în seara aceasta pentru Iisus Hristos, să facă un semn discret cu mâna dreaptă și sângele lui Iisus Hristos poate să ierte, sângele lui Iisus Hristos poate să elibereze. O, slăvit să fie numele Domnului! Slăvit să fie numele Domnului! Slăvit să fie numele Domnului! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Ne vom ruga cu toți în continuare și vom sta în prezența Domnului pentru iertare, pentru eliberare, pentru mântuire. Și final rog pe fratele pastor Pavel Sămărean să stea în prezența lui Dumnezeu, să se roage pentru cei care s-au predat, pentru cei care au avut inimile predate lui Hristos. Și în seara aceasta nume noi să fie scris în cer. Ne rugăm.